Știm cu toții că avem o mare problemă din punct de vedere al legislației achizițiilor publice. Sigur că la fel de bine trebuie să știm cu toții și să ținem cont de faptul că avem și niște directive europene care sunt implementate în legislația națională și de la care nu ne putem abate. Ceea ce noi am reușit să modificăm săptămâna trecută prin ordonanță de urgență se referă în primul rând la contestații, pentru că știm bine că avem un spor național în România, acela al contestațiilor, care blochează foarte mult proiectele de investiții și cu siguranță v-ați lovit și vă loviți în fiecare zi de acest lucru. Am încercat să scurtăm niște termene, am încercat să creștem și am reușit să creștem taxele pentru cei care contestă. Cel mai important lucru, am introdus obligativitatea semnării contractelor de achiziție cu ofertantul de grad câștigător după prima decizie a CNSC. Știți bine că aveați posibilitatea și înainte să faceți acest lucru, dar era o posibilitate și era la latitudinea autorității contractante. În acest moment este obligativitate. Și atunci lucrurile considerăm noi că vor intra într-o direcție mai rapidă din punct de vedere al contractului. Există prevedere acolo și v-aș îndemna să citiți cu atenție această ordonanță sau colegii dumneavoastră care se ocupă de achiziții să o facă. Există prevederi și pentru situațiile în care vom avea decizii diferite ale curților de apel față de cele ale CNSC. Ce se întâmplă în acele situații? Cum se vor deconta? Pentru că nu veți anula contractele semnate. Sunt niște metode de compensare prevăzute acolo. Este, repet, o formulă pe care noi am considerat-o eficientă și care, de asemenea, va duce la fluidizarea procesului de achiziție publică. Sigur că mai sunt multe lucruri pe care am fi dorit și cu siguranță dumneavoastră doriți să le modificăm în domeniul achizițiilor publice. Agenția Națională a Achizițiilor Publice este chiar în subordinea mea la Guvern. Colegii mei încearcă să găsească soluții. Sigur că nu funcționează lucrurile așa cum ne-am dorit, dar asta se întâmplă peste tot în România, de la nivel local până la cel mai înalt nivel. Știți foarte bine cum funcționează administrația. Dar, încă o dată vă spun, trebuie să ținem cont de faptul că avem niște directive europene și astea nu ne permit să mai modificăm alte aspecte ale legislației achizițiilor publice. Când vorbim de praguri, ele sunt în momentul de față la cele stabilite prin directive. Când vorbim de acea listă a constructorilor, listă neagră a constructorilor pe care ne-am fi dorit să o putem pune în practică în legislație, nu putem să facem nici asta, tot datorită sau din cauza directivelor, astfel că, așa cum arată în acest moment legislația pe achiziții, suntem oarecum la nivelul maxim pe care puteam să intervenim în acest domeniu. Mai departe, discutăm de Compania Națională de Investiții, unde, de siguranță, aveți fiecare dintre noastre multe proiecte. Și este important de reținut faptul că, având în vedere că vom avea Programul Național de Investiții care va finanța toată partea de infrastructură, mai departe, Compania Națională de Investiții nu mai finanțează niciun proiect de infrastructură, cu excepția lucrărilor în primă urgență. Deci, mai departe, CNI-ul va rămâne cu subprogramele pe care le cunoașteți deja, pe cultură, sănătate, sport și educație, unde aveți proiecte depuse, pe cămine culturale, dispensare, cel de sport, terenul, bazinele de noi, care fiecare ce-a considerat necesar și-o construit pentru comunitatea sa. Deci, mai departe, CNI-ul va merge doar pe această zonă. Sperăm ca prin degrebarea de proiectele de infrastructură pe care le preluăm prin PNI să reușim să fluidizăm puțin activitatea Companiei Naționale de Investiții, care știm cu toții că este una foarte încărcată și din cauza asta aveți proiecte în diverse etape care sunt oarecum blocate. Că vorbim de lista sinteză, celebra lista sinteză, că vorbim de proiecte contractate, deja sunt faze avansate de achiziții, ele sunt puțin adormite, ca să nu spun altfel. Dar aici trebuie să țineți cont de un lucru foarte important și care credem noi că va fi de mare folos. Vom modifica ordonanța de funcționare a CNI-ului și vom introduce posibilitatea ca dumneavoastră să faceți achizițiile direct,
fără să mai trebuiască să rămâneți la mâna CNI-ului, impropriu spus, dar norma asta se întâmplă, până la un prag maxim pe care îl vom stabili, care este unul destul de generos, dar să se ia și marea majoritate a achizițiilor publice vor putea fi făcute direct de către dumneavoastră în calitate de beneficiar. Sigur că la final veți preda investiția CNI-ului, așa cum știți că se procedează. Deci, în felul ăsta, iarăși sperăm să fluidizăm activitatea și să mișcăm lucrurile, pentru că ele sunt oarecum blocate în acest moment și lucrul ăsta nu este convenabil pentru nimeni.